Persoana mă adresează cu o lovitură de împingere, i-am prins brațul și acum, din această mișcare, atinsez bastonul care e deja în port. Și recurg la o tehnică de imobilizare la sport. Expert în arte marțiale, Mădălin Olteanu învață pe colegii polițiști o nouă formă de exprimare combativă folosită în Filipine. De altfel, el conduce și Federația Română de Arte Marțiale Filipineze. E un stil bazat foarte mult pe tehnici de luptă cu arma, un stil foarte realist, care se adaptează foarte bine pentru activitatea poliției și a forțelor speciale. Ca și orice alt tip de antrenament, trebuie parcurs același proces metodic și cu foarte multe ore de antrenament. Un polițist trebuie să știe perfect cum se face o imobilizare, dar și cum să se apere. Trebuie să fie și un șofer bine pregătit pentru situații limită, de urmărire și cu posibile obstacole. Cu acest exercițiu este puțin o distanță cât mai apropiată de colegii din față, totodată să evităm patru obstacole care pot apărea în zonă. În poligon, totul poate să iasă perfect, dar în misiuni reale, lucrurile se schimbă. Mihai Moșteanu, unul dintre instructori, a lucrat până nu demult la o secție de poliție din cartierul bucureștean Rahova. Ne-a povestit ce simțea când pleca într-o cursă nebună de urmărire în oraș. Foarte mare adrenalină. O adrenalină foarte puternică, care trebuie stăpânită. Trebuie să fim foarte atenți la exterior. Mașinile din trafic, pietonii care pot intra pe carosabil sau trecerile de pietoni, cu ochii la mașina pe care o urmărești și la celelalte autoturisme din trafic. Folosirea armei din dotare a fost mereu un subiect sensibil. Polițiștii fac rar uz de ele, dar li se cere precizie și să nu facă victime colaterale. Pentru pregătirea adecvată a polițiștilor s-a înființat o direcție specială în Inspectoratul General de Poliție. Într-o manieră de timp pe care acum o apreciem de aproximativ un an de zile, ne dorim să, ca toți polițiștii operativi să treacă prin toate programele de pregătire. Accesul la cursurile ținute de luptători va fi însă dificil pentru polițiștii din țară, spun voci critice din sistem, care pun astfel sub semnul întrebării eficiența programului.